Așa, pe la vârsta de 13 ani, eu cam prindeam melodiile de la femei. Și avea o femeie care avea drăguț. Și când se ducea bărbatul în țară cu căruța, că așa era pe vremuri, se ducea departe, la tur, dar nu vinea repede ca acum cu mașina. Se ducea și eu era bun dus o săptămână, două. Și avea o cântare care își chemea drăguțul. Ca să vii... Să vii că bărbatul e dus de acasă, așa s-ar înțelege, așa bun. Și am auzit cântarea și am cântat cântarea și eu m-am dus așa, cum ar fi niște, așa cântam și am cântat-o acolo. Și cineva, pe ăla care l-a chemat, a auzit cântarea acolo cântând în părău și acolo. Și a venit un ficior la mine, un bărbat mai mare, așa era 13 ani mică. Și zice, cine cântă tu? Eu. Și pentru cine cântași? Pentru mine. Dar de ce cântași pentru mine? Că asta e cântarea cu care mă cheamă cineva pe mine. Aoleu! Și nu m-am fugit, n-am mai stat, că cred că mă și bătea. She told me this story when she was 13. She heard a song played by a woman in the village. And that song was to ask the lover to come to her. When the woman was married and she had a lover, so when the husband went away to sell things with the horse and cart, that woman played the song on the alp horn, and the lover knew that she is alone and she can and he can go to her house. And she heard the song. She was only 13. She remembered it. She registered it in her head. And she played it, and then this man appeared, and the man said, why did you call me? And she said, I didn't, I just played. She said, no, you didn't, you called me. This is the song that somebody uses to call me. Zice că puteți să învățați cântecul ăla. E foarte greu că e cu niște întunsături așa. It's quite difficult. Da, puteți să-l cântați dacă puteți să-l cântați? Da, un pic așa din el. Just she will try to just a little bit. Yes, poate că apară. Poezia cam la poezie, că pe vremuri erau și ceva poezii. Mergea cam și calea pe unde să meargă, pe după casă, pe după șură, că nu-i nimeni rău de gură, cam așa rima poezia, adică nu-l vede nimeni ca să zică că, oh, văzut da. And, yes, and the song told the man exactly what way to take, go behind this house or the forest, there's nobody there. Sau dacă era noapte, mergea poezia că vine pe din sus pe scurtătură că eu sunt culcată în șură. Or go on this short way and you will find me in the stable, on the hay. They all rhyme. Acolo okay. În șură era categorii de pân. Era pân, era o paie, o tavă și era așa aici o pân, aici altceva, sus încă și ultimul era găinarul și acolo, cum erau șurile de paie, acolo era o gaură, ca observator. De acolo se uita o rădine, nu vine și acolo era cuibușorul. Yes, and the lover's nest was up in the stable, in the loft, where you had different... You had the hay, you had the straw, then the chickens, and then very high up in the loft, it was the nest. This is what she was saying. Să vă cânt un pic din melodia asta care e. So she will sing us the lover's song now. Deci asta era melodia și se făcea de două, de trei, de patru ori. Am uitat să vă spun că cât să faci o melodie numai cu aerul care îl iei în plămâni mai supli, restul nu mai iei alt aer. So she played all this just with one breath. So this is Yes. Da. So this was the song and it was played several times, 3, 4, 5 times. Das Lied wurde mehrmals.